La mulți ani, dragi cercetași, astăzi este o zi foarte importantă pentru toți cercetașii din lume. 22 februarie, ziua în care s-a născut fondatorul mișcării cercetășești Baden-Powell, Lordul Baden-Powell. Now I'll say a word to you who are parents. We try to make these boys and girls into what we call the three H's. That is, happy, healthy, helpful citizens. And you will find if you send your boys and girls to the Scout or Guide movement, we help the schools. They teach them knowledge in order to succeed in their examinations and so on. And we teach them character so that they may succeed in life. Istoria cercetașilor este foarte, foarte interesantă, dar vă las pe voi să o descoperiți pe pagina Organizației Naționale Cercetașii României, onecr.ro, la secțiunea istoric. Veți găsi foarte multe lucruri interesante cu privire la cum au luat naștere cercetașii și cât de mult sunt ei la nivel mondial. Desigur, simbolul indispensabil al unui cercetaș este clar, e șarfa. Fiecare cercetaș are o cămașă, o uniformă. Mulți sunt curioși care-i treaba cu cercetașii, dar este foarte, foarte greu de explicat pentru că spiritul cercetășesc se simte, nu se povestește. Cercetașul se bazează pe o lege și pe o promisiune. Așadar, cercetașul iubește patria sa, România. Cercetașul crede în Dumnezeu și respectă religia celorlalți. Este loial, își respectă cuvântul dat, spune adevărul, este curat în gând, în vorbă și în faptă. Este util și își ajută semenii în orice situație. Cercetașul este econom și cumpătat, respectă munca și proprietatea, este curajos și încrezător în puterile lui, vioi și plin de însuflețire. Cercetașul iubește și ocrotește natura și este bun cu animalele. Cercetașul își iubește și ascultă părinții și respectă profesorii și șefii, este disciplinat în tot ceea ce face, respectă părerile altora și își asumă răspunderea faptelor sale. Iubește învățătura și la rândul lui învață pe alții. Cercetașul se străduiește să facă o faptă bună în fiecare zi, oricât de neînsemnată ar părea ea. Da, așa este un cercetaș și extraordinar este faptul că fiecare dintre voi poate fi un cercetaș. Ha, și încă ceva. Cercetașul este gata oricând.